Doamne, să iau niște apă înainte să fiu pregătit. Că simt că e de gol de bază. Am trecut prin foarte multe. Foarte, foarte multe. Mi-e frică de privirea ta. Ce v-am zis? Căci m-am pierdut adânc în ea. E bine! Când în șoptești mă trec fior. Căci te-am pierdut de atâtea ori. Am avut probleme în viață care le-am îngropat acolo și nu vreau să mă mai gândesc la ele pentru că transmit energie negativă și am avut necazuri mari în viață și era, de când m-am născut, era să mor. S-a luptat mama mult cu mine să trăiesc și ei s-au divorțat aici la Iași, unde stăm noi. Eu stau aici cu tata meu și cu mama de-a doua. Și am avut necazuri mari în viață, de asta nici mi-am atins visul meu care mi l-am dorit, pentru că îi vedeam că suferiau și noi spuneam, pentru că iubeam foarte mult și nu vreau să sufere, că nu mi-ar dărui ceva ce mi-am dorit eu și nu le spuneam și nu le-am spus niciodată. Apreciez foarte mult faptul că s-au luptat cu mine și m-au crescut. Și chiar dacă au avut atâtea necazuri și probleme, au făcut tot ce au putut ca să avem și noi cât de cât acolo în situații. Și îi iubesc foarte mult și respect. Mama mea s-a bucurat și chiar m-a susținut și a crezut că voi trece. Iar tata nu, el e cu credința în Dumnezeu și nu vrea altceva să vadă și a zis că astea sunt prea mult pentru mine, că așa mai departe. Și a zis că da, ce știe Camelia să cânte, ce a zis că sora mea, i-a zis că am prostii în cap ca și mama și de astea. Că mama era cu gândul de a face mai mult decât poate și lupta ca să facă mai mult. Și de asta. De când m-am născut, mi-a plăcut muzica foarte mult și am învățat pe de rost multe melodii când eram mică. Cum apărea o melodie și îmi plăcea, o învățam pe de rost și o cântam prin casă, peste tot. Când am fost mică, am locuit în Bălcești, județul Vâlcea, acolo și aveam animale de astea, mergeam cu ele la păscut și cântam toate melodiile care le știam eu. Și unde mă duc și dacă văd că nu am ce face, cânt și nu mă mai plictisesc. Nu știu ce înseamnă să mă plictisesc, pentru că eu cânt și nu mă plictisesc. Chiar dacă stau într-un loc și cânt și nu mă plictisesc. Este, cum spune ea în Casablanca, în filmul la celebru, e începutul unei frumoase prietenii. Noi avem... Eu oricum nu mă las de muzică. Asta am vrut asta să spun. Ai cântat toată viața până când voi muri. Corectă. Asta am vrut să spun și te rog să o faci în continuare, pentru că dacă tu crezi că Andra se trezește așa dimineața și începe să lălăie, te înjeli. 5-6 ore pe zi, cu tare, cu tare, cu tare. Astea sunt momentele care mă dor pe mine. Momentele cum este cel pe care îl ai tu acum sau l-ai avut. Dar mi-aș dori foarte tare ca tu să îți vezi de drumul tău și să rămâi în continuare același om pozitiv și încărcat de bună dispoziție. Așa voi rămâne.